Primăria municipiului Drobeta-Turnu-Severin le pune la dispoziție cetățenilor platforma Qdesk, o nouă modalitate pentru depunerea online a cererilor, dar și pentru sesizări, petiții ori reclamații. Prin intermediul acesteia, oamenii nu vor mai fi nevoiți să vină fizic la primărie, ci vor avea posibilitatea să ceară informații ori să depună solicitări din fața calculatorului sau, mai simplu, de pe telefonul mobil. Odată accesat site-ul primăriei Drobeta-Turnu-Severin, nu trebuie decât să parcurgeți trei pași simpli. Crearea unui cont cu ajutorul unei adrese de e-mail, accesarea link-ului către aplicație și atașarea documentelor justificative. După crearea contului, persoanele fizice vor primi un link pe e-mail, un link pe care vor putea accesa și va redirecționa către platforma Qdesk. Odată ajunși acolo, își vor folosi username-ul și parola pentru a intra efectiv în aplicația Qdesk. Utilizatorul va fi nume și prenume, nume.prenume și parola se vor alege dânsi singur. Documentele transmise vor fi preluate direct din aplicație, iar solicitantul va primi pe e-mail confirmarea preluării, numărul de înregistrare al cererii, dar și informații privind stadiul de soluționare al acesteia. Odată ce o sesizare sau o sugestie a fost trimisă, noi o vom primi pe aplicația noastră de angajat de inspectorul primărie, vom putea observa aici la dosarul care este roșu, sesizări, vom da click și va apărea data și ora, inclusiv minutul când a fost trimisă. Iar cererea sau sugestia va avea un număr de înregistrare dat automat din aplicație. Numărul este acesta. Se va putea deschide de aici, de pe acest ochiuleț, și se va putea vedea efectiv ce conține, detalii sesizare, dacă cine a primit-o, la cine este, sunt mai mulți pași, nou, în lucru, răspuns, revenire sau închis. Deci se poate da efectiv redirecționare către alt compartiment dacă este nevoie de o completare la răspuns. Aplicația Desk este funcțională din data de 10 octombrie și a fost achiziționată de Primăria Severinului printr-un proiect cu finanțare europeană menit să reducă birocrația și cozile de așteptare. Noi suntem obligați prin acest program să răspundem. Aceste cereri, petiții vor primi număr de înregistrare, cum primește normal o cerere depusă fizic. Le luăm oamenilor un drum din picioare și în același timp debirocratizăm și digitalizăm primăria. Este un proiect care a venit la pachet cu un alt proiect Avensis, prin care cetățenii pot plăti taxele online, atât cele care țin de impozite și taxe, cât și dacă mai au și alte impozite de plătit. Pe viitor, municipalitatea intenționează să extindă lista documentelor ce vor putea fi obținute, fără să mai fie necesară deplasarea la ghișeele instituției.